www.cemento.com. Tehnici de lucru combinate în realizarea colajului puișorul Vesem, clasa a doua. Această decorațiune pascală se realizează prin tehnici de lucru combinate cu diverse materiale reciclabile, cu scopul decorării sălii de clasă, holului școlii sau a camerei proprii. Această activitate vizează competența specifică 2-3 din programa școlară. Iată care sunt materialele de care avem nevoie. O hârtie gumată simplă, A4, de culoare galbenă, bucățele de hârtie gumate, de culoare albă, neagră și portocalie, o altă hârtie gumată cu sclipici A4, de culoare roșie și o bucată verde, 10 mărgeluțe mari de lemn sau plastic, un fir de nylon sau un fir textil și un șnur. Avem nevoie și de următoarele unelte și instrumente de lucru: creion, foarfecă, perforator, pistol de lipit cu rezervă de silicon. Vom realiza această decorațiune prin următoarele etape de lucru. Mai întâi vom desena toate piesele componente, apoi le vom decupa după contur cu ajutorul foarfecii, le vom asambla apoi prin lipire și înnodare, iar la final le vom expune în locul dorit. Pe o foaie de hârtie gumată simplă, de culoare galbenă, vom desena cu mâna liberă forma unui ou. Cu ajutorul foarfecii decupează după contur forma oului. Pe o bucată de hârtie gumată cu sclipici verde, desenează cu ajutorul creionului o formă de fundă, apoi decupează cu ajutorul foarfecii. Și iată, fundița este gata! Pe o hârtie gumată de culoare roșie cu sclipici, desenăm cu ajutorul șablonului inimioară două forme de inimi mari, ca în imaginea alăturată. Apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii. Am obținut astfel cele două aripioare ale puișorului. Pentru a confecționa ochișorii, desenăm pe o bucățică de hârtie albă gumată două forme ovale, identice. Apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii după conturul desenat. Pe o bucățică de hârtie neagră gumată, desenăm alte două forme ovale mai mici decât cele precedente. Apoi le decupăm cu ajutorul foarfecii după conturul desenat. Lipim ochii negri peste ochii albi cu ajutorul pistolului de lipit. Cu ajutorul perforatorului, perforăm o bucățică de hârtie gumată albă pentru a obține două puncte mici, pe care apoi le lipim peste ochișori, pentru a oferi expresivitate. Pentru a confecționa ciocul, desenăm pe o bucată de hârtie gumată de culoare portocalie forma unui romb, pe care apoi îl decupăm cu ajutorul foarfecii. Am obținut astfel ciocul puișorului. Pe o bucată de hârtie roșie gumată cu sclipici, desenăm două forme identice, apoi le decupăm după contur cu ajutorul foarfecii, ca în imaginea alăturată. Perforează tălpițele la capătul superior cu ajutorul perforatorului pentru a obține un orificiu. Prin orificiul format trece firul de nylon și înnoadă-l de două ori. Formăm piciorușul puișorului prin înșirarea a câte 5 mărgeluțe pe fiecare fir de nylon. După înșirarea ultimei mărgeluțe, fac un nod pentru a obține astfel un picioruș drept. În etapa de asamblare, îmbinăm toate piesele componente între ele, prin lipire, perforare și înnodare, astfel încât să obținem la final o decorațiune nostimă. Începem etapa de asamblare prin lipirea ochilor și a ciocului îndoit în partea superioară a oului cu ajutorul pistolului de lipit. Lipim funda în capătul superior într-un punct de lipitură, ca în imaginea alăturată. Apoi lipim pe rând fiecare aripioară, una în stânga și cealaltă în dreapta, la mijloc. Perforăm oul în partea inferioară cu ajutorul perforatorului, pentru a obține astfel două orificii mici necesare atașării piciorușelor. Atașăm piciorușele puișorului de corpul acestuia prin înnodare, ca în imaginea alăturată. Lipim pe verso un șnur înnodat, ca decorațiunea să poată fi suspendată.
Apoi expune puișorul într-un loc preferat. Să ne reamintim operațiile de lucru pe care le-am realizat până acum. Desenare, decupare, înșirare, perforare, înnodare și lipire. Mulțumesc pentru atenție!